Sau tuturor și bine v-am găsit! În acest lucru vreau să vă arăt câteva lucruri despre engonul. Cum ar fi să le căutăm și cum să scăpăm de ele. Bun. Hai să vă arăt. Asta este obiectul nostru și vreau să-l triangulez, să zicem. Pentru a face chestia asta, apăsați Tab, Edit Mode, a, selectați întreg obiectul cu tasta A, după care, hai să zicem că vrem să triangulăm obiectul. Pentru a face chestia asta, apăsați pe Mesh, pe Faces, și căutați Triangulate Faces sau tasta rapidă CTRL T. Dacă vreți să uh, vă întoarceți înapoi de la Triangulate la Quad, aveți aici o nouă tastă, Alget, Tris Quad, dar noi vrem decât să triangulăm obiectul. De obicei se face triangularea la sfârșitul modelării, când știi că ai terminat de tot. Bun, și că a creat în loc de pătrat să fie triunghiuri, peste tot. Și ca să putem să verificăm chestia asta, putem să facem un fel următor. Uh, apăsați select, după care căutați uh, select similar și căut... nu, am greșit uh, Intrați la select all by traits și căutați select faces by slides. Acest lucru va căuta peste tot uh, dacă sunt triunghiuri. Bun. Uite, dacă schimb aici a căutarea noastră, să fie mai... Uh, să fie egal cu 3, a găsit tot ce este triangulat aici. Dacă se 4, adică coaduri, nu găsește nimic. Și aici pot să schimb dacă vreau să fie egal cu numărul care îl băgăm noi, mai mic decât numărul ăla sau mai mare decât numărul ăla. Hai să zicem că vreau mai uh, mare decât numărul 3. Acum hai să fac uh, un engon. Voi folosi Knife Tool pentru a face chestia asta să pe această activă chestie, apăs Space și avem aici triangularea noastră. Bun. Deocamdată sunt plănică, deoarece unealta se deselectează instant după ce apeși altceva. Pentru a reactiva, mergeți la Select, din nou Select Similar. De, de ce zic că mereu Select Similar? Ar trebui să le inverseze. Select All by Traits și căutați Select Faces by Slides. Bun. Acum avem stelele anterioare Uh, să fie mai mare decât 3 și a găsit fix engonul noastre Dacă puneam egal cu 3, puteam observa că totul era selectat. Și dacă făceam egal cu 4, puteam găsi engonul nostru care îl avem noi aici. După care puteam să reparăm uh, ștergând niște linii sau folosind prostia de control T ca să din nou. <laughs> Acum nu mai avem niciun engon. Uh, Babam. Și cam așa e tot.